și au luat telefoanele la școală și au rămas fără ele. Un individ necunoscut a pătruns în sala de sport a unei unități de învățământ. Profitând de neatenția elevilor și a profesorului de sport, individul a furat de pe o bancă două telefoane mobile și a dispărut. La sfârșitul orei, elevii au constatat dispariția și au anunțat profesorul. Furtul a fost reclamat la 112, iar polițiștii au identificat hoțul. Este vorba de un tânăr de 26 de ani. Tânărul de 26 de ani este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, urmând ca în funcție de rezultatul acestora să se propună o soluție procedurală. Telefoanele mobile au fost recuperate și returnate elevilor.